românii care lucrează în sistemul bugetar mai bifează o mini-vacanță în această lună. Una religioasă, i-am putea spune, prilejuită de sărbătoarea Adormirea Maicii Domnului. Premierul Viorica Dăncilă a anunțat astăzi că guvernul a aprobat 3 zile libere, 15, 16 și 17 august. Haideți să vedem de ce crede premierul că românii au nevoie de această mini-vacanță și cine sunt cei care fac excepție de la regula aprobată prin ordonanță de urgență a guvernului. Avem astăzi o veste bună și pentru angajații din sectorul public. Vor avea o mică vacanță în a doua parte a lunii august, pentru că ziua de 15 august, Adormirea Maicii Domnului, este zi liberă. Stabilim ca și 16 și 17 august să fie zile nelucrătoare pentru a oferi astfel românilor câteva zile de odihnă. Vor face excepție locurile de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă, precum și magistrații și personalul din instanțele judecătorești implicate în soluționarea proceselor cu termen în zilele de 16 și 17 august și, bineînțeles, participanții la aceste procese. De această mini-vacanță nu beneficiază însă și angajații din sistemul privat, cu excepția zilei de 15 august, care este declarată zi națională liberă. Angajatorii din mediul privat nu primesc cu brațele deschise aceste zile libere și spun că din cauza că sistemul bugetar este blocat, nici activitatea lor nu se desfășoară la parametri normali, iar asta le va aduce pierderi. În momentul de față, în România există 12 zile declarate naționale libere. Aproape de fiecare dată, acestea vin la pachet cu o mini-vacanță aprobată prin ordonanță de urgență a guvernului.